Bună ziua tuturor celor care mă urmăresc pe canalul Apicultura de la Vest la Est. Vreau să vă arăt o modalitate prin care eu stimulez roii. În această găleată este sirop de miere și cu încă câteva ingrediente introduse. Da? Ia uitați cum procedez. Am făcut un capac din polistiren. Vedeți? Am pus greca și greutate. Un borcan calculat. În momentul în care albinele, da, consumă din lichid, polistirenul coboară în jos. Ia uitați-l. Și el tot coboară, da? Așa arată și așa stimulez eu, pentru că eu sunt într-o zonă foarte secetoasă, da? Deci gândiți-vă că în jurul meu a plouat de rupt, aici la noi nu. A plouat așa 2 litri pe metru pătrat. Da? Deci este nenorocire. Dragii mei, astăzi dăm, pe lângă această stimulare, o să dăm puiet la roi, da? Haideți, o să ne vedem în momentul în care ajung la, fac fumul, da? Și o să ne vedem când încep să dau la roi ramele cu puiet. Bun, dragii mei, am revenit, așa cum vă spuneam, când ajungem la roi. Aici avem un roi. Primul roi care este deja pe 4 rame, da? La acesta nu îi mai dau ramă cu puiet, acesta rămâne fix cum e. Mergem la următorul roi. Acesta este pe 3 rame, da? Și la acesta o să aduc o ramă cu puiet. Da? Asta este mai slăbuț, vedeți? Și acestuia o să introduc o ramă cu puiet și albină. Da? Și puiet și albină. Da? Vreau să-l verific înainte să-i dau rama. O să las telefonul puțin jos, că nu am ce să fac. Așa e când e singur și lucrez cu o singură mână. E mai greu. Vreau să-i văd puietul lui. Da, e top. Da, larvar, puiet, tot ce trebuie. Da, bun. Mai mult de atât ce mai vrei. Ia să vedem și pe rama asta ce avem. Și aici ar trebui să avem. Da. Bun. Aici așa o să introduc rama. Da. Aici așa am lăsat locul. Hai să mergem. Opa, întorc filmarea în toate direcțiile. Bun, hai să mergem la lăzile cu puiet. Op, că nici eu nu mai știu cum să filmez. M-am bătat de cap. Aici sunt lăzile cu albine și puiet. Sunt 4 la număr, aceste două și celelalte două. Sunt 40 de rame aduse. Ia uitați cum arată. Da? Ia uitați. Aduse din coloniile mari. Bun. Nu am nici trepiedul, dar în fine, pun telefonul jos, trebuie să scot prima ramă. La prima ramă este mai greu. Aici este mai greu de scos. Dar mă voi descurca. Cumva. Gata, am reușit. Așa arată prima ramă. O să plecăm cu ea spre roi. Acolo este roiul. Și așa succesiv, da? Bun. Las telefonul, o să introduc rama. Pac. Pac. Ah. Am introdus-o, am apropiat ramele și îl închidem. Da? Bun. Și mă duc la următorul. Da? Și următorul este doar pe 3. Dar nu e o problemă că i-aduce bărbosul acum. Da. Uitați ce puiet frumos are. Puietul ei. Da.
e top, cum zic eu. Da? Mergem să aducem o ramă și să-i dăm o ramă. Hai să mergem să aducem o ramă. Nu e ușor să și lucrez, să și filmez. Să știți, nu e ușor, da. E o chestie asumată. Luăm această ramă. Nici nu mă uit ce conține, pentru că eu știu că sunt top. Ia uitați. Da. Ia uitați. Se pune ce cluzionează acum. Asta este ideea, plus albina. Așa se întăresc roi. Da. Vă arăt cu repetiții de fiecare dată ca să se înțeleagă foarte bine cum se fac roii top. De aici încolo, vorba moldoveanului, rachetă, tată. Da? Rachetă. Mergem mai departe, altul aici. Aceeași istorie, ia să vedem, pe care o să o repetăm. Trei rame, o să introduc a patra. Da. Vreau să vă spun că acest material este deja selectat. E foarte important acest lucru. Da, aici am avut roi. Am avut mai mulți, dar au rămas doar cei care trebuie. Da? Nu rămân toți, că nu ai cum să rămână toți. Da? Rămân doar cei care trebuie. Și mai luăm o ramă. Da? Uitați, pac! Cum zic eu, țaca-paca! Boba! E bine să ai de alta tot timpul la cu tine. O luăm așa, frumos. O ridicăm în sus. Și am plecat cu ea, da? Și am plecat cu ea. Bun. Asta trebuie să fac eu în următoarele 2 ore, da? Nu am toată ziua la dispoziție, dar 2 ore le am, încât să întăresc roii top. Bun, dragii mei. Cam asta este muzica mea, dansul meu, problemele mele, da? Și în același timp, treaba mea. Ați văzut cum îi stimulez, acesta este deja pe 4 rame, ia uitați, nu îi mai dau nimic. Da, vreau decât să-l desfac, să-l verific un pic, să vedem ce și cum și atâta tot, adică vreau să văd dacă mi-a ajuns cu ouat undeva în zona asta. Mamă, ce puiet frumos are. Vreau să văd dacă mi-a ajuns aici cu ouatul. Încă nu. Dar ia uitați ce puiet are. Puietul ei. Nu, ăla ecluzionează. Deci la acesta nu-i mai dau nimic, pentru că n-am ce. Îi dau, ba da, scuzați, îi dau pace. Da? La acesta îi dau pace. Că dacă nu, o ia razna. Pe cum să-i mai dai la o ramă cu puiet? Îl faci de oia razna. Bine. Să fie mulți de ăștia așa filozofi. Cum să oia razna, băi, tu nu vezi cât e de slab, cât e mărțoaga. Băi, știți ce? A fost o bună perioadă de timp cât n-am pus niciun film, dacă ați observat. Stau uneori și mă gândesc așa în sinea mea, da, de multe ori. Bă, și muncesc de mă rup, mă și chinui când vă filmez, dragii mei. A mea nu sunt filme de alea făcute la televizor, da? Dacă voi vedeți, astea nu sunt filme făcute la televizor. Tocmai, tocmai vi le dau așa, în sos pur vi le dau, da? Deci, dragii mei, astea nu sunt filme făcute la televizor. Nici nu le editez, nici nu nimic. Zgomot real, imagini reale. Da? Și așa mai departe. Nu știu de ce, totuși, dați hate și așa mai departe. Nici nu filmez în mașini conducând, da? Nu filmez aiurea, adică eu nu mă apuc să vă spun povești
de a dormi copii, da? Să stau într-o mașină cu camera pe mine și hai că în timpul meu ce n-am, în care nu am ce face, hai să vă țin de povești, așa cum fac mari youtuberi și cum vă prostez mari youtuberi, scuzați-mă că vă spun, da, cu mici excepții. Sunt anumiți oameni care efectiv când intră spun ce au de spus și pleacă. Ia uitați, 4 grame clădește făguraș. Păi ce să-i mai dau la asta, mă? Decât pace, nu? Oameni buni, ce să-i mai dau? Să mă apuc să mai modific ceva la el? Pe bune? N-ai ce să mai... Gata, la asta așa le dai pace. Sunt pe 4 grame, 4 grame. N-ai ce să le mai faci. Asta le dai pace. Da, asta vreau să vă spun. Adică timpul fiecăruia dintre noi este prețios. Ia uitați aici, altul pe 4 rame. Am început să credească făguraș. Nu mai, gata. Da? Nu, dragii mei, și al meu și al dumneavoastră este un timp prețios. Da? Mă sui eu acum în mașina mea și să vă țin eu povești. Da? Gândiți-vă, eu călătoresc mult. Da? V-aș putea ține povești de să vă îmbet. Să vă îmbăt cu apă. Că vezi, Doamne, mă plictisez eu pe drum și mă apuc să țin, da, să spun eu, mamă, ia uitați ce mule mare, ia uitați, s-a aruncat albinele pe ea, ce ziceți, ia uitați, ia uitați, vedeți, situații inedite, ia uitați albinele, ia uitați, ia uitați albinele, dragii mei. Hai să vedem, poate va căuta să iese pe gaură. Poate va ieși pe ordiniș. Dacă nu, o să o scot eu cu mâna acum. O să desfac acest roi. Nu o las eu acolo. Moare prea mult albine. Da. Opa. Opa. Unde e, mă? Unde ești tu, gâză? Băi, dar unde s-a dus, mă? Mamă, ce molie mare! Mamă, ce au tăbărât-o! Hai, dacă o scot afară. Scot și rama asta, trebuie să scot puțin rama asta afară. Să pot să bag mâna după ea. Ia uitați ce e acolo, dragii mei. Nu mai mișcă. Da? Vedeți ce înseamnă să filmezi în direct? Ia uitați. Haideți că bag mâna. Să o scot afară, da? Gata, am scos afară. Ia uitați-o. Au perpelit-o, băi. V-am arătat în direct. Praf au făcut-o. N-a mai rămas nimic de ea. Ați văzut ce face unitatea grupului? Cât zile de mici, dar când e vorba de apărare. Ia uitați aici, puiet la roi. Dacă tot am desfăcut-o, puietul măcilor, da? Dacă tot am desfăcut-o, am să hai să vă arăt. Ia uitați acolo puietul. Ehe. Vedeți? Situații inedite, dragii mei. Da? Ce face puterea grupului? Ați văzut? Asta dacă am învățat-o noi, să fim uniți, da? Cât am fi de mici, devenim mari, fraților. Dar dacă nu învățăm chestia asta, atunci o să ne tragem ponoasele. Da? Uitați, e caputic cu el. E gata cu fluturile, ia să-l iau, să-l pun pe ladă. Ba nu, uite că mai mișcă, mă. S-a gândit să mai miște. Da, îl rezolv eu acum. Gata, acum nu mai mișcă, sigur. Bun. Dar ați văzut ce face puterea grupului? Ia să vedem acesta pe câte rame e. E pe 4. Gândiți-vă că e dimineață. Este o vreme mai răcoroasă, să spun așa. Da? Ia să vedem acesta pe câte rame e. Wow! Ia uitați! Pe 3 rame și a început să clădească. Ia uitați ce făguraș frumos a clădit. Da? 3 rame, dragii mei. Dar 3 rame top. Da?
merge bărbosul și mai aduce una, mamă ce a clădit și pe aia. Treaba e, îi mai dau o ramă. Și e top, zic eu. Alții, cu siguranță zic că nu. Dar, vă repet, nu este problema mea. E problema altora. Da, prind totdeauna de mijlocul ramei, s-o pot introduce acolo în mijloc. Da, am prins de ea. Opa, e prea... Opa, da, că m-a luat una. Era și normal. Cum să nu mă înțepe? Dar să putea? Nu se poate, cu atâta mar de albină pe ele, cum să nu înțepe ele? Da. Hai, să-i dăm și această ramă. Ce ziceți? Cum să face acel roi? Balaur, fraților, balaur. Ia uitați aici cum arată roiul lui bărbosul. Da. Asta e modul meu de lucru. Mai mult de atât, ce vă pot spune? Da. Am o albină în palmă. Opa, uitați, s-a norat. Da, de-ar da Dumnezeu o ploaie. Că mare binecuvântare ar fi. Nu e ploaie, dragii mei, aici. Nu. Nu e și dacă nu e, nu e. Ia să vedem aici. Aici avem 4 rame. Da? 4 rame sunt 4 rame. Și ia să vedem aici. Avem 3 rame. Da? 3 rame, dragii mei. La care am să-i adaug eu acum. Mama, dar cine poate să desfacă? Da. Nu puteam să desfacă, ați văzut și voi. Ia uitați ce puiet frumos are. Ia uitați ce puiet. Și acum mai aduc și eu una. Tot cu puiet. Și albin. Vreau să iau pe aceasta. Asta este modul meu de lucru. Și așa cum vă spuneam, nu vreau să vă țin de povești. Vă mai arăt lucruri inedite de la mine, din stupine de aici. Da, dacă e să povestesc, povestesc la un pahar de albină, nu la un pahar de condus. Că de condus, scuzați-mă, mulți dintre cei care ne urmăresc știu să conducă și unii chiar camioane și tiruri și așa mai departe. Și poate dintre cei care conduc și prezintă au decât B-ul. Da, n-am mai trecut de B. Da. Da, în fine. Asta este modul lor de... Asta este, scuzați. Asta este modul lor de a face apicultură, de a prezenta apicultura. Asta este modul meu de a prezenta apicultura. Și uite că toți prezentăm și suntem oameni care încercăm să prezentăm. Da. Și așa, ca să pun un pic de opa, și ăsta a clădit. Ia uitați. Ia uitați, și ăsta s-a apucat de clădit. Mamă, dar sunt agresiv. Am lăsat fumul dincolo unde nu sunt agresiv. Mă duc să-mi iau fumul, că e groasă treaba. Cum zic eu. Ia uite-le el ce urât face la mine. Să dea Dumnezeu să vină ploaia. Că bine tare mi-ar prinde. Și pentru căprițe, și pentru albinuțe. Dar vă repet, eu nu am cules aici în zonă. Cei care îmi cunosc zona știu treaba asta. Deci eu nu pot să vorbesc aici despre culesuri. Aici e jale. Uitați ce tablă de puiet îi dau. Na. N-ai cum, tata, să nu se facă stupii buni. Cât timp le dai ce le trebuie. Da, e imposibil. Și asta s-a apucat de făguraș, vă dați seama. Încă o ramă cu puiet și cu albină. Ce se întâmplă cu ei, ha? Spuneți voi, judecați voi, că eu mai neștiutor așa. Bun.
Hai să vedem și asta la altă. Băi, fumul. Fumul. Trebuie să am foarte mare grijă cu focul. De-i dau foc pe aici. Toți roii iau foc. Așa se citește, dragi. Da, 4 rame. Rămâne așa. Și... bă, stai că nu mai știu de unde am luat-o. Oare am luat-o de aici? Nu. E, ia uitați aici. Unul slăbuț, e pe doar 2 rame. Dar de acesta știam. Hai să vă spun istoria lui. Inițial am crezut că nu are matcă și l-am scuturat. Și a venit și s-a pus aici în față, cu tot cu matcă. Și l-am luat și am pus, hai să vedem, poate vedem matca. Și m-am dat și i-am pus această ramă cu mâncare și o ramă goală. Da? Dar vă spun, avea matcă. Avea matcă, văzuse matca și am băgat-o în stup. E, realitatea e că nici la ultimul control nu i-a mai văzut matca. Din cauza aceasta, acum vreau să mă uit. Ia să vedem, are ou. Are ou, dragii mei. Aici e ouat. Are sau nu are? E un efect optic. Nu are ou. Da, dar matca, eu am introdus-o în roiniță. S-ar putea între timp matca să fi refuzat. Da. Oferta mea. Și de aici... da, asta s-a întâmplat, neglijența apicolă. Da, eu am zis că nu are matcă, nu făcea urât. Tot și când colo matcă frumoasă, băi, da, frumoasă, beton. Da, matca nu e. Adică nu pe ram asta, deci ăsta îl mai las puțin să vedem ce se întâmplă cu el. Să-l depărtez puțin de perete. Și hai să vedem pe această ramă dacă e ceva. Nu e. Asta o să las aici, știu ce-i cu el. Dacă nu, o să dau albina la altul și la revedere. Da, când am timp, o să fac. Dar mie că vine ploaia, dă Dumnezeu ploaie. Și ar vrea să dau aceste rame, sincer, cele măcar din stupul ăsta ce l-am deschis. Uite, mai am acolo un brontozaur. Mă duc direct la el. Băi, s-a lungit un pic filmarea, dar... asta e. Ce pot eu să fac? Uitați aici, mure, frumos. Am florit, dar doar cu sistem de irigare. Aici am o altă mărțoagă. Da. Matcă tânără. Vreau să văd dacă s-a apucat de ouat sau nu. Dați-mi voie să las telefonul jos. Aici am o matcă tânără. Da. Ia uitați aici. Matcă tânără. Adică matcă fecundată, dar uitați aici puietul. Asta a fost pe punctul de a se bezmetici. Vedeți? E. Ia să-i dăm o șansă acestei măci. Să vedem ce face cu ea. Vreau să-i văd puietul, după care decidem ce se întâmplă cu ea. Dar deocamdată vreau să-i văd puietul ei. Dar are ou. Deci ăsta a fost pe punctul de a se bezmetici. Probabil i-am dat eu matcă. Ceva s-a întâmplat cu el. Dar clar, este cu mâtă, nu este cu râ. Da? Hai că vă învăț și codurile mele de lucru. Vedeți, ăștia au râ pe ei. Hai să vedem ăsta. Ce zice? 3 rame. Da? Să separăm rama ca să introducem acolo rama cu... așa. Ia uitați puietul lui. Da? Are puiet și pe asta la altă. Ce să-i mai fac eu? Sau ce să le mai fac eu, mai bine spus. Hai să-i dăm o ramă cu puiet. Uite aici. Uite aici vine rama cu puiet.
spun, dragii mei, nu vă mai plictisesc. Vreau și eu să termin, că poate dă Dumnezeu o pui de ploiță, s-a închis peste tot. Da, și vreau să-l termin. Bun, asta e munca mea. Vă doresc o zi frumoasă și vorba mea, mai frumos este sfârșitul decât începutul unui lucru. Toate cele bune!